poată beneficia într-adevăr de fonduri europene, de proiecte finanțate prin programele derulate de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării. Domnule ministru, spuneți-ne câteva lucruri importante pentru dumneavoastră. Mulțumesc și mă bucur că mă aflu astăzi aici la dumneavoastră, cum se spune, n-am mai fost niciodată și mă tot uimeam și priveam din mașină lucrurile care, spre exemplu, țin de felul în care se fac proiectele de investiții publice și am văzut ultima aventură, din câte am înțeles, cea a rețelei de canalizare, cred că era acolo, și de felul în care aici spune foarte mult regula aceasta de gospodărească pe care o aplică primarii, de felul în care știi să gestionezi un proiect, astăzi desfaci covor asfaltic, mâine mai faci o pistă de biciclete și niciodată nu se termină toată povestea asta a unui lucru, cum se spune, bine făcut. Mă aflu aici la invitația lui Ionuț și mă bucur că astăzi împreună cu Cătălin cei doi sunt un promito, un parteneriat care este firesc la nivelul Consiliului Județean și la nivelul la care se discută despre dezvoltarea unui județ. Fără acest parteneriat se poate vedea și s-a putut vedea că acolo nu, unde nu au existat parteneriate între președintele de Consiliul Județean și primarul municipiului reședință de județ, lucrurile nu au mers bine. Să știți că eu vin dintr-o administrație tot liberală, am fost începând cu anul 2008 șeful direcției de accesare de fonduri europene în primăria municipiului Oradea și am lucrat cu primarul Ilie Bolojan o perioadă lungă de timp, 4 ani de zile, în care am învățat în acea perioadă că nu este suficient să ai doar fondurile europene, nu este suficient să ai proiecte, este foarte important, dacă nu chiar vital, ca omul care este în funcția de demnitate publică, și mă refer aici atât pentru cei care sunt deja în funcție de demnitate publică, dar și pentru cei care candidații la aceste funcții de demnitate publică onorabile, contează foarte mult omul și de felul în care omul empatizează cu nevoile de dezvoltare, cu nevoile oamenilor, înțeleg problemele oamenilor și se implică în implementarea de proiecte. România, după cum știți, este angajată pe drumul acesta irreversibil al modernizării. Nu se poate ca după cei 79,9 miliarde euro pe care i-a negociat președintele Klaus Iohannis și astăzi guvernul Orban trebuie să gândească documentele strategice de accesare a banilor, nu se poate ca să rămână vreo comunitate locală sau vreo autoritate locală fără perspectiva dezvoltării, mai ales pe seama acestei importante resurse care e cea a fondurilor europene. Peste tot unde am fost plecat și unde am vizitat proiectele noastre de infrastructură de apă și canalizare și ulterior unde am văzut lansări de candidaturi la funcțiile de demnitate publică la nivel local, vorbesc fie de președinți de consilii județene sau de primari din municipii reședință de județ, peste tot proiectele de investiții aveau componenta de fonduri europene foarte bine pusă la punct, adică era evidențiată și se scoasă în evidență. Ceea ce înseamnă că dacă până acum era o poveste când spuneai despre proiecte mari, totuși ușor, deja se credibilizează marile planuri de dezvoltare a
unor autorităților locale prin faptul că avem această resursă importantă la dispoziție. Aveți comora aceasta dată de stațiunile turistice care și resursele naturale pe care dumneavoastră le aveți aici în zonă, spune Soveja, da? Vedeți că dacă nu s-a investit, nu, de-a lungul timpului nu s-a investit și nu s-a tratat cu seriozitate această componentă de turism și potențialul dumneavoastră turistic până la urmă, când vine vorba de n-ai auzit de stațiune X, n-am auzit că poate n-a fost promovată suficient sau știu eu, nu m-am informat eu suficient. Așa încât inclusiv partea aceasta de investiții în infrastructura turistică le-am discutat, dar eu cred că prin acest parteneriat și cu această închei între Cătălin în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea și apoi Ionuț cu experiența bogată pe care o are de primar al Focșanului și dumneavoastră până la urmă, și mai găsește un partener foarte important, Guvernul României, Guvernul Orban, care a fost deschis către autoritățile locale. Eu, numai eu știu de câte ori l-am auzit pe Ionuț, acum iarăși din fondul de rezervă, din fondul de urgență, din fondul fondurilor. Hai să susținem proiecte. E important ca să existe Guvernul României în parteneriatul acesta pentru ca să puteți pune județul dumneavoastră comparabil cu județele care se dezvoltă în nord-vestul României și să nu venim noi, care suntem premierlici în aceste funcții, să discutăm de probleme care țin de viitor și în realitate să fim în fața unei probleme care, din care reiese decalajul de dezvoltare, cum am spus, între județul Neamț, unde am ieri discutam de apă, canalizare, problema care în județul Bihor s-a discutat în urmă cu 10-15 ani. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați primit aici în mijlocul dumneavoastră. Vă felicit pentru echipa frumoasă pe care o aveți și vă stau la dispoziție, sau nu știu cum e rânduiala, să vă stau la dispoziție cu întrebări și punctuale pe care le aveți și să aveți încredere în fonduri. Asta mi-a spus eu.